Începând de vineri 26 august, organizația de femei a PNL Botoșani are un președinte unic. Este vorba de Mariana Mirela Saucă. Aceasta a fost numită în funcție de către Biroul Permanent Național al Organizației Femeilor Liberale, care s-a întrunit la Poiana Brașov. Prin numirea președintelui unic se încheie practic procesul de fuziune dintre organizațiile de femei ale fostului PDL și fostul PNL. Astfel de numiri de președinte unic la organizațiile de femei s-au făcut în 23 de județe. Mariana Mirela Saucă a fost până acum copreședintele organizației de femei a PNL Botoșani, alături de Sânziana Secrieru. Aceasta din urmă a demisionat din funcție în luna mai 2016. Mariana Mirela Saucă este de profesie chimist, activează în domeniul sanitar, iar în iunie a fost aleasă consilier județean pe lista PNL Botoșani.